Dragilor, astăzi vorbim despre manualul esențial de gramatică relațională prin metoda ESPERE a lui Jacques Salomé, cartea Fii tu însuți când vorbești. Astăzi, alături de noi este doamna Corina Obadă, psiholog, consilier parental în metoda ESPERE, profesor la Școala Gimnazială Grigorie Ghica Voievod, în trecut educator la Școala Generală numărul 50 Maica Domnului. Iată foarte multe, aș spune, specializări în lucrul cu copii. Prima întrebare, doamna Corina Obadă, aș vrea să discutăm puțin despre acest concept care, iată, apare în subtitlul cărții Fii tu însuți a lui Jacques Salomé din această frumoasă colecție din portofoliul editurii Herald. Ce înseamnă, de fapt, conceptul de gramatică relațională? Este și un joc de cuvinte, ne gândim, bineînțeles, la gramatică, care are un set de norme, de reguli, ne gândim din punct de vedere educativ, dar mai ales, iată, ne gândim la o comunicare eficientă, ceea ce ne oferă prin metoda sa, prin metoda ESPERE, Jacques Salomé. Vă rog! Bun găsit și da, într-adevăr, gramatica relațională a lui Jacques Salomé, chiar la asta se referă, la un set de reguli, la niște instrumente pe care el le-a elaborat pentru ca să reușim să avem o comunicare mai bună și în felul acesta o viață mai bună. Atunci când, cu ani în urmă, eu am început formarea în metoda ESPER, am povestit încântată, bineînțeles, familiei mele, rudelor, și atunci sora mea îmi zice, da bine măi Corina, te-ai dus tu să înveți să comunici, ce nu învățăm noi să comunicăm de bebeluși, ce înseamnă asta, cum adică să înveți să comunici. Și într-adevăr învățăm să comunicăm încă de mititei, pe măsură ce devenim apți să articulăm cuvintele. Problema este că odată cu învățarea cuvintelor, învățăm și anumite atitudini, învățăm și anumite comportamente. Și din păcate, aceste atitudini și aceste comportamente sunt negative de multe ori sau care nu favorizează niște relații armonioase. Ceea ce propune Jacques Salomé, ceea ce a fost numită o gramatică a comunicării relaționale, da? Este tocmai asta, un set de reguli, un set de instrumente care să ne ajute să comunicăm benefic, să comunicăm astfel încât să nu ne simțim copleșiți, să nu simțim energii negative, să ne simțim veseli, vioi, bine dispuși. Pentru că în clipa în care cineva ne adresează diferite etichetări, de exemplu, eu mi-aduc aminte de bunica mea. Dacă mă împiedicam și vărsam puțină apă din pahar, îmi spunea, măi, mamă, dar mototoală mai ești. Sau neîndemânatică. Sau neîndemânatică, da. Și atunci, bineînțeles că eu simțeam că mi se strânge puțin sufletul în mine. Eu sunt convinsă astăzi că ea avea cum să zic, motivații pozitive, ea voia să mă îndemne să fiu atentă. Numai că nu în felul acesta reușim să-i facem pe copii să fie atenți. În felul acesta folosind etichetări, folosind porunci, folosind diverse constrângeri, nu facem decât să aducem suferință în relațiile noastre. Și tocmai asta propune Jacques Salomé, ne arată ce să facem în locul acestor acțiuni dăunătoare. Aceasta este gramatica lui. Și iată că, cum spuneați dumneavoastră, în loc să, fiind bine intenționați părinții, încercând să-i mobilizeze puțin, să-i ambiționeze pe copii, să fie într-un anumit sens, aceste etichetări sunt percepute și e firesc să fie așa
din păcate, sunt percepute de către copii ca niște mesaje toxice, cum le spune Jacques Salomé, da? Mesaje toxice versus mesaje cadou. Cum comunicăm deschis, cum comunicăm deschis și cu empatie cu copiii noștri și mai ales mă gândesc cum îi învățăm pe copii să asculte autentic și să fie la rândul lor ascultați, văzuți, observați, validați în nevoile lor de către părinți. În primul rând, și vreau să aduc în discuție un instrument foarte simplu pe care îl propune Jacques Salomé, trebuie să fim conștienți de ce se întâmplă cu noi. Și Jacques Salomé spune că atunci când se întâlnesc două persoane, de fapt suntem trei. Sunt cele două ființe umane și mai există ceva la fel de viu, relația care ia naștere între simbolizată printr-o eșarfă. Da, ca să fim conștienți de ea, o vizualizăm printr-o eșarfă. Ca să putem să ascultăm și să fim să ne simțim ascultați, e cazul să fim conștienți de ce facem la capătul nostru de relație. Pentru că Jacques Salomé ne învață că suntem responsabili de ceea ce se întâmplă la capătul nostru de relație până la jumătatea relației, până la 50% suntem responsabili de ce se întâmplă acolo. Și dacă lăsăm lucrurile să se întâmple fără să le filtrăm, fără să fim atenți la cum vorbim, ce gesturi facem, să fim conștienți că ceea ce pot eu să spun aici la capătul meu poate să ajungă în partea cealaltă sub o altă formă. Și mi-aduc aminte de un exemplu foarte frumos pe care îl dădea el în timpul formărilor. Zice, vine soțul acasă și îi spune soției, vai, dragă, ce ochi frumoși ai! Și ea fiind poate obosită sau supărată sau cine știe cum, zice, ei, na, acum ai văzut. Deci, iată, o intenție pozitivă care pleacă de la capătul lui de relație ajunge în partea cealaltă altfel. Și atunci trebuie să fim responsabili de bucățica noastră. Cel care a lansat mesajul pozitiv să știe că el este responsabil până la jumătate, iar ce ajunge în partea cealaltă e responsabilitatea celuilalt. Și atunci eu nu trebuie să mă supăr aici de răspunsul partenerului meu. Poate s-a întâmplat ceva acolo și atunci e nevoie să vin cu explicații suplimentare. Și tot aici, apropo de felul în care ascultăm și cum reușim să ne facem ascultați, dacă știm că există aceste distorsiuni și dacă ne propunem să fim atenți la ele, putem să aplanăm multe conflicte. De exemplu, mi-aduc aminte că într-o sâmbătă dimineață, atunci când avem mai mult timp de relațiile noastre, fiindcă în timpul săptămânii suntem mereu pe fugă, soțul meu vine la mine, mă îmbrătișează drăgăstos, mă privește și mai drăgăstos și îmi spune, dar tu când te mai vopsești? Am rămas pur și simplu șocată, dar m-am gândit, cum poate să spun așa ceva? Era așa de frumos, așa de cald, așa de empatic. Cum a putut să-mi spună așa ceva? Ce vrea să spună? Că nu sunt vopsită, bine, că un reproș. Mai trebuie... Da, da, ce vrea să spună? Și dintr-o dată m-am calmat și mi-am adus aminte. Stai puțin, asta este tot ceea ce îmi imaginez eu. Îl voi întreba, ce ai vrut să spui cu asta? Și atunci, spre uimirea mea totală, el îmi spune, zice, stă bine cum te-ai vopsit, să te mai vopsești așa. Ah, bun! Deci nu e nimic din lucrurile rele și negative pe care mi le imaginam eu. Și atunci, cred că rolul nostru ca părinți și ca educatori, acesta este, să învățăm pe copii că
e nevoie să cerem explicații de fiecare dată. Atunci când ni se pare că se întâmplă lucruri negative, că ne imaginăm lucruri negative, să cerem explicații suplimentare. Un alt exemplu de la școală. Doi copii se joacă unul lângă altul în bancă cu un obiect. La clasa pregătitoare sunt lăsați să-și aducă jucării de acasă și îi scapă posesorului, îi scapă jucăria, trece un al treilea copil pe lângă ei, se apleacă să ridice jucăria și proprietarul jucăriei, eu sunt mulge furios din mână, văd toate lucrurile acestea și îmi dau seama ce se întâmplă, îi chem la mine și îl întreb, ce s-a întâmplat, de ce erai așa de furios? Păi voia să-mi ia jucăria. Îl întreb pe celălalt, asta ai vrut? Ai vrut să iei jucăria? Nu, am vrut să-i o ridic și să-i o dau. Bun. Deci, atunci când îi învățăm pe copii că e nevoie să vedem și cealaltă parte a lucrurilor, oprim cumva valul acesta de conflicte. Un alt exercițiu care îmi place mie, de obicei îl fac, exercițiul acesta mă folosesc de o carte când le explic, dar acum o să vă arăt o inimioară că tot e de sezon. Îi întreb, ia uitați-vă la cartea aceasta, ce vedeți în cazul nostru la inimioară? Inimioară roșie, vă spune. Și cumva nu, uite, eu vă arăt o inimioară care are și alte inimioare mici, colorate și fiecare inimioară mai are scris ceva pe ea. Și da, voi vedeți așa ceva, nu? Ați putea să credeți că sunt o mincinoasă, nu? Ei bine, nu sunt. Ia uite, de partea mea, asta văd. Întâmplările, situațiile, lucrurile pot fi văzute din mai multe puncte de vedere și dacă le oferim această perspectivă copiilor și dacă îi învățăm să nu reacționeze imediat, ci să stea puțin, să se gândească, să analizeze, să îi dea și celuilalt o șansă să explice ce vede, ce gândește, ce simte, cred că putem să facem lucruri bune. Și să aibă răbdare să vadă sau să înțeleagă, mai bine spus, mesajul până la final. Pentru că și noi ca adulți și ca parteneri de cuplu, dar și ca părinți cu copiii noștri, și același lucru se întâmplă poate și cu copiii, nu avem răbdarea să vedem mesajul până la capăt. Iar mi-am dorit foarte mult să dați exemple din activitatea dumneavoastră de dascăl și cum anume ați pus în aplicare principiile metodei Esther Alice Salome în activitatea cu copiii, fie că vorbim de grădiniță sau de școală, pentru că iată, este foarte important. De cele mai multe ori noi suntem în modul emoțional, impulsiv, cum a fost băiețelul care s-a repezit, da? Neavând răbdarea să vadă până la final, de fapt, acel copilaș ce vrea el. Da. Ca dovadă, vrea doar să ridice, să-l ajute și să-i dea jucăria, niciun caz să-și o însușească el. Exact. Un alt instrument foarte simplu pe care îl propune Jacques Salomé este bastonul cuvântului, sau alte ori mai folosesc o lingură a cuvântului. La școală îi fac o guriță și niște ochișori și are mare succes la copii. Și acest instrument simplu ne ajută să ne canalizăm, exact cum spuneați, să ne canalizăm atenția spre cel care vorbește, care comunică. Iar toți ceilalți îl ascultă, se uită către el și încearcă să înțeleagă ce vrea să spună omul care deține bastonul cuvântului sau lingura cuvântului. Și când eram odată la o prezentare, cineva din public îmi zice, da, lingura aceasta nu are ochișori și guriță. Păi zic, da, nu are, că pe asta am luat-o din sertarul de la bucătărie.
Aceasta fiind un alt avantaj al metodei ESPER, că putem folosi vizualizarea, putem folosi simbolizarea cu orice obiect din jurul nostru. Zice persoana din sală. Deci putem să folosim metoda ESPER și la bucătărie? Absolut. Da, zic eu, da, pentru că în bucătărie lucrează oameni. Și pretutindeni acolo unde sunt oameni, apar și relațiile între ei. Și mai ales în mediul de muncă, se produc acolo niște suprapuneri, pentru că în mediul de muncă avem și relații de prietenie și relații de subordonare. Și dacă aceste relații se suprapun unele peste altele și sunt încălcite, pot apărea cu ușurință multe conflicte. Dar atunci când ne folosim de vizualizare și când punem relațiile în ordine, alegem pentru relația de prietenie o eșarfă de un fel, pentru relația de muncă o eșarfă de alt fel, vedem că poruncile, sarcinile, directivele au venit pe relația de muncă și nu pe relația de prietenie. Și atunci toate lucrurile se clarifică, viața noastră devine mai bună chiar și la muncă, pentru că metoda inventată de Jacques Salomé se folosește în toate domeniile vieții, în viața de familie, în viața socială, în viața profesională, relațiile dintre copii, la toate nivelurile putem folosi această metodă. Și în această carte, ultima apariție de la editura dumneavoastră al Jacques Salomé, sunt explicate foarte frumos lucrurile acestea. Este o carte de folos atât profesioniștilor, dar și publicului larg. Pentru că Jacques Salomé asta și-a dorit foarte mult după ce a pus la punct metoda. Știu că a fost o întreagă bătălie în Franța ca această metodă să poată să fie scoasă de sub umbrela, nu știu cum se cheamă acolo, Colegiul Psihologilor, cum ar fi la noi. Exact. Pentru că Jacques Salomé și-a dorit ca această metodă să fie o metodă pedagogică, să se transmită de la om la om, toată lumea să o folosească spre bunăstarea fiecăruia, spre și a relațiilor, exact, și a relațiilor, a relațiilor noastre, toată lumea să beneficieze de și să aplice viața de zi cu zi metoda ESPER a lui Jacques Salomé. Dragii noștri, a fost alături de noi doamna Corina Obadă, psiholog, consilier parental în metoda ESPER, profesor la Școala Gimnazială Grigorie Ghica Voievod. Am vorbit astăzi despre cartea lui Jacques Salomé, Fii tu însuți când vorbești, manual esențial de gramatică relațională prin metoda ESPER. Iată un subtitlu joc de cuvinte, un subtitlu care este foarte sugestiv și spune foarte multe despre această metodă terapeutică care ne ajută să avem, așa cum spunea și doamna Corina Obadă, care ne ajută să avem relații împlinitoare și care o putem pune în practică în toate zonele, domeniile, sferele activităților noastre cotidiene, activităților noastre zilnice. Încă o dată mulțumim doamnei Corina Eu Obadă. Vă mulțumesc. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Urmăriți-ne pe YouTube, pe canalul de YouTube Herald și de asemenea pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, unde veți găsi toate aceste materiale cu specialiștii noștri. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!